Spun ce okay. E bun, suntem noi. Indiscutabil, n-aveam niciun dubiu. Așa-i da. Am zis că e nebun. Că în primul rând rudele noastre zic iaca și ei nu i-au mers. Of, mi-ai făcut! O să măriți de foame. Sunt la oraș, m-au trimis la găsitoare. Pălăria cu faica și drum bun. Cu muzică. Exact, da, înainte. Acum dacă o să aud provinciale, o să zic că am nebunit. Da. Tine tare, tare te-o atins. Fiecare încearcă să zică, stai cu mințică. Stai că ca tine sunt mulți și-au mai apărut, și-au mai fost, și-au mai încercat. Greutăți spre stele. Cred că sunt optimist. Eu și în cimitir văd plusuri în loc de cruci. Avem o întrebare aici ce ține de bani, dar tare nu-mi place când îți vorbește despre bani. Dar te rog! Dar nu te mai întreb. Dar chiar te rog, întreabă-mă! Dar oamenii gândesc la asta? Mă enervez, Doamne, și oamenii se uită așa și gândesc. Аленушка. Да. Все. Я готова. Уйди, уйди, ладно. Cine spectacol? Și Batist în camp, Lele Artina. Tu ești da. Lele acum? Lele Artina și fată din sat și mai multe acolo. Jucați, Frunze de Dor, de Druță. De Druță, da. Cu tine o înțelegere. Tu înțelegi, eu când eram mică, întotdeauna mi-am dorit să fiu cântăreață. Și am spus că da, dacă nu cântăreață, actriță. Eca, visul meu s-a realizat. Eca. Am ufăt tot posibilul, niște pile, ca măcar un rol să joc, măcar ceva, măcar știi să aduc un talger. Spun, cușa-ți povana, știi cum? Eu măcar o scenă, dar spune și spun. Hai să fiu eu cineva. În ce sens? Să fiu eu un rol de ceva, dar tu să joci ca bucata ta. Tu cu cine ai ceva? Eu am cu copiii din scena, cu șezi în scena a doua. Eu-s copilul. Și eu vin, iar ne-ați venit cu noaptea în cap, măi, șocârlanilor, măi. Da, oleu, și-o mai înghețat copiii ăștia. Fat, hăi. Și apoi el spune, dar noi nu primim scrisoare de la tătuța. Nici matale nu scrie și eu zic. Dar nu scrie, dragă mea. Așa. Nici matale nu scrie. Nu-i scrie, dragă mea, nu-i scrie. Ia că l-o ținut până mai nu de mult la spital, dacă l-or fi lecuit și... Iar l-o dus pe front. Da. Haideți, măi, chiar că vine și Mișa cu foșta, da. Ia. Cum? Din prima dublu ieșit? Ai văzut? Nu mai puneți voi chiar tăti, măcar o dată faci o emisiune curat, adică trebuie să pună tăti ce grăiesc, tu înțelegi? Iura, și primul spun că ea ca eu special nu fac, de asta voi nu faci. Eu v-am laudat acolo, am dat interviu la omul anul acolo la VIP și am spus că e echipa pentru mine contează, dar dai că ei tăti bărăboasele ei ne le fac, tu înțelegi? Și primul ies ca aura e căscat, e ca cuică. Corect, da, ies că grești în dodi, ies grești rusist, ies că ea ca și eu, dar așa o faci pe lady și pe doamnă, înțelegi? Dă-i tot las. Iura, tu mă auzi, Iura? Da. Eu te împuș, că e ca să știi că de data asta eu o să vin personal la montare. Vezi cu cine luptă. Nu știu cum tu, dar mie îmi place să-i analizez în momentul acela. Iată, eu mă uit așa, încet, încet și mă uit. Cineva vorbește, cineva discută, cineva admiră scena, cineva chicotește, dar cineva stă îngândurat, știi, la lui. Așa e interesant să vezi. La noi motivul de a ne uita prin culise e altul când... Care? Uneori, fiecare din noi, da? Nu, fiecare, da, și asta tot ar fi o idee, fiecare din noi, la un moment dat, are câte un invitat, știi, și nu uităm, a venit, da, ca să știm, adică, cumva. Și noi pinșe tot nu uităm, da. Da, stai, lac, acum, știi care e șmecheria? Da, vin cu aiu. Știi care e șmecheria? Trebuie să găsești mijlocul, ca să nu vadă lumea, ce-i tișoare? Dar este mijlocul aici? El este, era, eu nu știu acum. Gata, locul, ce-i mijlocul, iau de locul. Ia, da, 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 locul sunt. Să-mi că te uiți așa, ce-i tișoare. Stop. Hai în culea, că abia, ia, ca așa, ulicuțe. Și pui așa, abia. Ia, cum s-a durut. Ia, câte, ăștia-s primii și e-mi exemplari. Da. Dar pe urmă vin de-al de mine, știi? Care nu întârzi niciodată. Da. Nică, mai știi ce mă interesa? Sala e plină, ori nu e plină. Da, știi? Tot deci eu. Asta totul e un indice, știi? Adică a venit
să te vadă sau prieteni și-au dorit. Deseori noi înțelegem asta la sfârșitul spectacolului, uh-huh, când deja sunt aplauzele și s-a prins lumina în sală și atunci vedem, e plină sau nu, pentru că de obicei înainte de spectacol există forfota asta, să reușești să faci machiajul, coafiura, așa cum s-a stabilit de pictorul de costume, să reușești să te îmbraci, să pui toată recuzita, să o verifici de 20.000 de ori dacă e la loc, uh-huh, dacă nu ți-a luat cineva scaunul. Dar noi așa suntem frumoșel, noi avem laiță. Da, putem să ne așezăm și pe laiță, da, bineînțeles. Aliona, eu oricum te salut. Da. Eu nu știu ce au să lasă, ei n-au să lasă, dar eu sper că o să las totuși două variante. De aici, de la salut, salut, Aliona. Eu mă bucur foarte mult să te văd. Să știi că de fiecare dată când te văd, mă bucur, fiindcă tu ești om așa foarte senin, întotdeauna te văd zâmbit. Așa mi se spune și mie, apropo, știi? Corect. Că mă văd întotdeauna având bine dispusă, da. Și probabil cumva oamenii ăștia se atrag. Știi? Probabil, da. Așa? Tu ești născut cumva pe 3, pe 21, pe 20. Pe 21, da. Eu mai nou, știi că eu fac astrologie, așa, învăț, uh-huh, dar sunt foarte pasionată și de numerologie și iată ăștia cu numărul 3, ei se văd de la o distanță, noi cu tine suntem numărul 3, uh-huh, știi? Da. Asta spun pe urmă, okay, cei buni suntem noi. Indiscutabil, n-aveam niciun dubiu. Așa, da. Bună ziua și bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Nu cumva ești săgetător? Nu. Ei. Sărac. Da. Dar cumva la graniț cu leu, cred că, habar n-am, cred că mai multă energie iau de la leu, dar în fine. Bun, gata, lăsăm tema asta, că zic că e tare bun specialist. Uite, ca să nu merg, că eu am obiceiul ăsta, să încep a vorbi, așa, pe de-a dreptul, pe nu știu ce, și pe unii am zis, stai că noi avem și rubrici la emisiune. Hai noi, măcar cu tine să începem de la bun început. Deci okay. Prima rubrică. Organizat. Organizat, da, disciplinat. Da. Da, mai ales că săptămâna asta, apropo, Saturnul e la soare, deci noi toți trebuie să fim foarte disciplinați săptămâna asta. Asta pe bune. A, dar emisiunea noastră apare și elaltă. Dar să știi că asta trebuie să fim foarte disciplinați. Da. Adică de pe 13 până pe 20. Uh-huh. Disciplina. Dar după asta? Dar săptămâna asta e foarte, apropo, în tot. Am și în relație, e ca și râdeți, doamne, eu nu pot. E când aud, cum poți așa să fiu mescă? Cum pot, e ca tu îți dai seama și lucru, eu nu ceva. E așa, nu șampanie, și niște lapte trebuie de pus. Înțelegi? Za vrednost, da. Apropo de șampanie, de să-ți spun. Mi-am amintit. Vreau să zic secret. Urmăritor, da, probabil. E un urmăritor fidel, dar poate nu. Uite că la emisiunea precedentă, nu, la cea cu Mihaela Tabor, a scris un comentariu, dar la noi comentariile toate sunt bune și eu peste tot o consider bun, el a spus tot bine. Dar nu prea stă bine când stau două femei și beau alcool, știi? Spun, stimate domn, n-am reținut cum vă numeți, dar haideți să vă spun pe adevăratele. Deci noi avem un partener, o emisiune care nu este achitată de stat, dar e achitată din propriile resurse, noi căutăm parteneri. Și partenerul nostru este, a priori, wine. Iar ei sunt producători de spumante și de vinuri. Și eu zic, mai bine să bem vinuri, nu bem vodka, așa, nu bem whisky, bem spumant, iar femeile, de ce, nu pot să servească un spumant, nu știu cum, eu chiar consider că spumantul mai degrabă e o băutură pentru femei, da, decât pentru bărbați. Și apoi, vedeți, noi câte o leac, câte un gât, adică nu facem... Nu promovăm alcool, da, sper că... Și tot pe calea asta fac un apel, deci dacă sunt... Căutăm parteneri cu ceai și cu cafea, ca să nu avem întrebări, înțelegeți? Sau a priori wine, începeți să produceți ceai și cafea și atunci o să schimbi produsele. Din boabe de viață de vie. Exact. Dar și nu, probabil, dar cum se fac? Erau de astea din sâmburi de cireșe, da, făceau, sau mm-hmm, de frunze. Da, deci, da. Ia că așa ceva se poate făcut și ceai. Mai scurt, de bine, asta te-am găsit. Da. Mulțumesc pentru invitație. Doamne ajută, la fel. La urma urmei, nu e chiar dis de dimineață. De altfel, chiar dacă afară e soare, dar de-am suntem la două jumătate zile, putem să ne permit. Așa? Aliona, prima rubrica noastră se numește Eu știu cine sunt. Uh-huh. Deci, timp de un minut, spune cine ești. Eu mă numesc Aliona Treboi. Am pornit din satul Bujor, raionul Hâncești, unde, de fapt, m-am și născut și primii 7 ani am petrecut acolo, fapt pentru care mă mândresc, după care am urmat Liceul Republican de Muzică Ciprian Antonescu, clasa vioară, după care am făcut 5 ani la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, am făcut 3 facultăți, 2 jumătate, pot să zic, actor, teatru, cinema, vioară și canto, estradă și jazz, după care am fost angajată la Departamentul Cultură, chiar din timpul studenției,
în Orchestra Amadeus, formată de Daniel Fedorean, iar din 2002 sunt angajată a Teatrului Național Mihai Eminescu, paralel și angajat în formația provincialei și colaborând și cu colegii mei din orchestră, Kaiser Band, și cu alte proiecte care mi se propun. Cam asta, în două cuvinte. Interpret, violinist și un pic actor, dacă pot să zic așa, care cochetez cu actoria. Și mama a două fetițe minunate, Ruxanda și Eleonora, și soția marelui și celebrului actor, Ghenadei Gâlcă. Cam asta e. Ia spune tu, eu până la urmă așa și n-am înțeles. Tu ești mai mult actriță sau mai mult interpretă? Tu și ești tu? Nu știu. Eu mă identific ca interpret, de fapt. Dar cu actoria eu așa cochetez. Da. Da. Vrei să-i complimentez? Da, vă rog. Dacă mie mi-aș spune să aleg cine ești tu, apoi eu, exact răspunsul tău ar fi, fiindcă tu ești o actriță foarte bună și ești o cântăreață foarte bună. Eu nu știu și ești mai bună, dar ești foarte bună și una și alta. Așa nu-ți poate. Poate că îți fii mai bună în ceva și un pic mai sunt bună în altă parte. Eu am impresia că nicăieri nu-s bună. Dar tu așa te discurci. Și știi cum, și copiii ăștia tăi tot îți leau de tine. Da, nu știu, nu știu, că eu, nu, eu am de ridicat, păi, talentați, păi, și le faci. Mai fă. Doamne, ferește, bă, da, prost. Că eu cu două suriați, de-a mea că m-am obțit. Nu, ele sunt din tare înțelept. Mulțumesc, da? Da. Trebuie să găsesc cineva să-i crească, da. Că mi-e place să fac eu, sunt să-i crești. Dar spune-mi, te rog, iată, ce este în teatru? Și nu este, e că nu este în scena teatrului și nu este în scena concertistică, dacă interpret. Este mult spirit de echipă, pentru că fără asta nu se poate. Noi cumva în scena de stradă, hai să zic așa, suntem fiecare pe cont propriu. Cumva ne întâlnim doar la spectacole sau dacă dă Dumnezeu să facem o piesă în comun sau duete, atunci ne vedem mai des la studio și la repetiții și așa mai departe. Dar atunci când se creează un spectacol, vrei, nu vrei, e vorba de o echipă mare care trebuie să fie foarte bine sudată, oamenii trebuie să se respire în aceeași, cu același suflu. Doi, există o disciplină fantastică, asta. Deci asta nu se discută, aici nu există, nu poți să faci compromisuri, să zici că nu poți sau să te menajezi cumva, morți, copt, cu febră, cu dureri, cu tot ce vrei, tu trebuie să vii și să joci, pentru că tu nu poți să pui în situații colegii, doar de dacă, Doamne ferește, este o situație când trebuie să ai o intervenție chirurgicală sau ceva extraordinar sau nu știu, știi, sau sunt foarte multe situații și mie mi s-a întâmplat când am cântat, mi-a murit cineva apropiat, eu am cântat, am terminat de cântat și după ce am plecat, sau în cazul nostru, actorii joacă spectacolul și după aceea se duc și mormântează mama, tata și așa mai departe. Da. Deci a fost așa. Chiar mă gândeam, o să accentuez faptul, n-ai să uiți că ești mamă și soție, știi? Când ai spus din mamă, zic, of, numai nu te-ar uita să spun soție, să n-ai zizanie. N-am niciodată zizanie. Da. Eu, orice aș face, zizanie nu am. Am înțeles. Eu am un soț suficient de înțelept ca să nu am probleme din asta. Da, și-l cunosc și voi chiar sunteți opuși. Da. Tu ești vulcanul și el așa e liniștit, cal. Da. Vă-l arăt? Ia, hai să vă-l arăt. Ia duce să te vadă lumea. Trece așa să te vadă lumea. Nu doar de scenă, dar și de viață a Leonie, așa e? Da, omul care îi mănâncă nervii. Unde v-ați găsit voi, Ghena? Unde v-ați găsit? Eu nu-s Ghena, eu sunt Mișa. Tu azi ești Mișa. Eu sunt poștarul Mișa. Mișa cu poșta. Voi așa interesant, cred că. Da. Azi e Mișa, dar tu și Mișa. Ralevă igră în fiecare sa. Dar tu și Mișa. Eu sunt Lele Artina. Lele Artina. Și o fată din Mișa sat. Mișa cu Lele Artina. Mâine-s Costache. Ei cu el e cu o fată din sat. Mâine ea nu-i. Mâine este Tinga. Mâine ea nu-i. Măi, dar la voi foarte. Da. Așa e de foarte. Sexy tot sună, știi? Absună numai. Mergă să intră așa haine. Da. Foarte... Și cum voi nu vă situați unul de altă 24 din 24? Dar noi nu ne vedem 24 din 24. A, nu, da? Nu. Nu, noi de fiecare dată ne imaginăm. Deci azi nu e Genadi și Aliona, azi e Artina și Mișa. Mișa. Da. Și prima dată vă vedeți. Da. Absolut, întotdeauna. Mișa, din toți Dumnezeu, te rog, Mișa. Nu te uita așa la mine, că și eu sunt om. Zgii. Asta eu pe urmă, eu așa nu întrebă parte pe Ghena, cum trăiești el cu tine? Uf, nu știu. Așa? Și ne pșini rând. Eu pe tine, desigur, bineînțeles. Uf, doamne, doamne. Trebuie să te faci numai dictatul de copil. Salvați-mă, salvați-mă. Vă scorbim acasă. Eu până nu de mult credeam că, cum să zic, opusurile se atrag. Dar ultimul timp nu știu, mi-arată experiența că nu întotdeauna e așa. La început se atrag, dar pe urmă totuși divergențele apar. Uite, în cazul tău, voi totuși aveți deja termen, nu? Cât vreo 10 ani sunteți? Noi 7 ani ne-am întâlnit
Și 9 ani suntem soț și soție. Eu niciodată n-am înțeles. Cum poți să întâlnești 7 ani? Ia că așa. Da, nu, hai, 1, 2, dar și abia și vă mă-ți mai gândit. Știi de ce? Pentru că ne-am întâlnit prea târziu. Dacă eram la 16 ani, probabil ne întâlneam în anii 2 și ne căsătoream, că eram prea vers. Ori dacă ne-am întâlnit fiind la o vârstă mai coaptă, eu am început să mă gândesc serios că dacă omul ăsta din prima lună îmi zice ce ar fi să petrecem toată restul vieții împreună, am zis că e nebun, că nu poți să decizi. Adică el din prima lună ți-o spus? Da, și eu zic, cum poți să decizi așa lucruri într-o lună, încă abia te cunoști, abia înțelegi cu ce respiră omul. Da, dar nici 7 ani. Da, dar nici o lună, că eu eram unica fată la mama. Am crescut într-o familie incompletă, fără tată și eu realizam foarte bine că dacă eu dau în bară în viața mea personală, o să aibă de suferit tot neamul, nu doar eu, știi? Asta va fi cumva, deci în primul rând rudele noastre să zic, ia, ca și ei nu i-au mers, of, mi-ai făcut! Înțelegi? A, dar mai fost cazuri. Da, mai sunt cazuri la noi în rude când ori femeile sunt foarte puternice și nu rezistă lângă ciufiaci. Ori, nu știu, așa le-i dat, probabil. Și unele sunt fericite, altele nu, ca toate neamurile pe lumea asta. Că nu există, știi, să fie totul perfect la fiecare. Da. Și atunci eu înțelegeam că pe umerii mei este o responsabilitate dublă și trebuie să nimeresc în 10. Dacă iau decizia asta și mai ales la o vârstă deja mai coaptă, după 30, măcar să o fac, să iau decizia asta corect și să o fac bine și pe toată viața. Aha. Și am spus, că dacă pornim împreună pe drumul ăsta, nu există în secunda 2 tu te răzgândești. Spune acum, la mal. Nu când om fi în mijlocul oceanului, tu să zici că știi, m-am răzgândit și m-am tot înapoi. Peste o lună. Om. Da, dar eu trebuia să verific, să fiu eu sigur. Șapte că ani. El era sigur, eu am înțeles. Dar trebuia să am și eu o certitudine. Da, bun, așa o întrebare. Peste 7 ani mai vrei nuntă? Da, bineînțeles. Dar cum să nu? Peste 7 ani? Peste 7, bine. El m-a cerut după o lună și eu am zis că hai să ne mai gândim. Stai. Uh-huh. După care, peste câțiva ani, oficial deja mi-a zis cum tu n-ai vrea să fii soția mea, la, așa cu ineluș, cum trebuie. Mi-a făcut propunere și am zis hai că eu mă gândesc. M-am gândit un an. Și peste un an l-am invitat la un ceai în oraș. Tu așa ești repezită, dar cu gânditul la tine eu cam sărac, greu. Eu nu dau înainte fără să... Eu trebuie să mă sor de 7 ori ca să stai. În probabil, pas 92 înapoi. Exact. Uh-huh. Probabil și din cauza asta nu sunt peste tot și omniprezentă. Și, pentru că eu calculez totuși unde e locul meu și unde nu. Și cu cine ar trebui să mă înhait și să pornesc la drum într-un proiect. Și cu cine poate n-ar fi bine, știi, să apar. Uh-huh. Adică totuși un pic de rațiune am. În ceea ce privește deciziile pe care le iau. Și așa și aici. Și peste un an am invitat la un ceai și am zis că știi, discutând așa prin teatrele, zic un an în urmă mi-ai dat o întrebare, apoi răspunsul meu este da. Și mai departe am continuat ideea și la care stai puțin, stai, care răspuns, care... Și a început așa să emoționeze și să tremure tot. Peste un an sau peste jumătate de an ne-am întâlnit cu niște prieteni de-ai lui. Bine, am râs, am zis da? Că da, ok, în perspectivă ne gândim și cred că da. Cred că da. Of, Daniel, pare că tu ai făcut o șmecherială. Ai văzut că el te-a întrebat. Un an a trecut și nu te mai întreabă și te-ai gândit. Da, să-i spun dacă el... Poate n-a să mai zică iar din nou de-a mea treia oară. Nu, nu, nu. S-a spus lună, pe urmă, s-a spus peste 7 ani. Știi care a fost ideea? Că noi doar... Nu, n-am după prima lună, am început să lucrăm împreună și gata. Nu, eu trăiam la mama mea acasă, el trăia încă la casa lui, noi ne vedeam la teatru, aveam turnee împreună. Aha. La un moment dat eu am avut un contract de muncă peste hotare în Turcia, am fost pedagog de vioară un an și am plecat cu orchestra, era un proiect așa mai de amploare. El era aici la teatru, la jumătate de an, prin februarie, eu am venit într-o vacanță de 2 săptămâni, care a fost surpriză pentru mama mai înaleșenat când m-a văzut la ușă. Și după care, deci în vară deja am revenit definitiv și s-a continuat relația în mod normal, frumos. Elena, dar nu, e așa o întrebare, da. Dar nu ai întins-o tu din cauza că poate te gândeai, măi, dar poate nu e asta, dar să mai caut. Sigur că da, bineînțeles că și din cauza asta, da, pentru că mă gândeam, în primul rând că și mama mi-a zis, măi, doi actori, doi oameni de artă, o să muriți de foame, tu doar știi cum e la noi în țară, salariile sunt mici, cum o să vă descurcați voi, știi? Și sigur că asta tot era un motiv de frică. M-aș fi simțit mult mai bine lângă un avocat, un parlamentar, dar poate nu. Pentru că avea să nu dormi liniștită noaptea. Cine știe ce probleme el avea să aibă, înțelegi? Adică aici întotdeauna e un băț cu două capete și, na, cumva așa a fost fiind, sau nu că așa ne-a fost dat de sus. Adică tu foarte bine așa ai calculat, ai stat, ai gândit, da. Până și totuși ai făcut decizia. Exact. Uh-huh. Și după ce ne-am întâlnit cu niște prieteni de-a lui și făceau ei o glumă, că băi, genul, zapa, ai cerut-o pe dânsa, ei ți-o zis, da? Dar eu zic, da, cum așa, îți imaginez că eu o să zic, da, și gata, hai să facem nuntă, trebuie să vii la mama, frumos, mă cer de acasă, eu totuși sunt unica
fată, mama mea nu mai are alți copii, m-a crescut singură. Și a doua zi, stând eu foarte relaxat pe pat, mă sună Genuț și zice, capi, ce fac, vin? Zic, da, poți vii. Nu, apoi vin să te cer sau cum? Și aici am înțeles că drumul înapoi nu există. Știi, parcă eram, parcă s-au ciocnit așa, s-au închis niște uși în fața mea. Câți și înapoi nu putem să da. Eram coaptă de în 2012, eu sunt din 82, nu știu, s-o cătiți-vă că eu cu matematica asta prost. 2012? Da. Și a venit omul cu un buchetoi de trandafiri Bordeaux, și acum ați amintit că erau fix exact cât era statura mea, așa era cu trandafirice. Șampanii, tort, s-a pus într-un genunchi omul și a spus în... o pledoarie, un monolog. De unde? Dintr-un spectacol ceva, nu? Nu neapărat, cred că venea de suflet, dar eu repede, știi, pus așa, ca de obicei, pe glume. Hă-ți telefonul, hai să filmez! Și el, alenuș, că asta era un moment serios și pe bun era un moment emoționant și pentru el și pentru mine, dar eu nu știu cum, parcă încă nu realizam că se îngroașă glumă. Și mama era cu o mască de brânză pe față și a început să-i cadă brânza. De la emoții și ochii, a început să-i joace în lacrimi și eu înțeles că gata, cred că pe aici. Pentru că eu mai avusesem cavaleri cu care mă întâlnisem până atunci, dar cumva știi, toate vin, trec, mama era liniștită că ea știe ce faci, că e fată deja mare, 30 ceva de ani, îți dai seama. Bine, și mama zice că măi, foarte bine, tot eu am înțeles, Dumnezeu să vă ajute, dacă voi așa ați hotărât, înseamnă că așa trebuie să fie. Dar uite, mai am un mic dar, ca să înțelegi de unde vine și la mine pașii ăștia în urmă, mama zice că... Mai avem un reprezentant în familia noastră, bunica, Măcaluța, care a rămas unică. Bunelu s-a prăpădit cu 2 ani în urmă și zice că dacă ai vrea să mergem la dânsa mâinică, oricum a doua zi noi aveam programat să mergem la dânsa de Crăciun pe Stil Vechi, 7 ianuarie, și acum țin minte. Și zice că s-o întreb și pe dânsa cumva. Și am ajuns la bunica a doua zi cu aceiași trandafiri, că nu te mai cheltui, te rog. Autoritate, da? Da. Ei, mă rog, bunica de mult îmi zicea, măi, dar găsești pe unul și fă-ne un copil să-l crezi că tu-ți vii. Așa bunica îți spunea? Da, bunica e fantastică, Doamne. Of, ea, probabil de la dânsa toate geniile astea de energie și de... Ea în toate cazurile știa să procedeze fenomenal. O să mai povestesc acum și un caz și să vezi că o să înțelegi într-o situație cine e bunica mea, cine a fost. Și vine Genuț cu iarăși cu alt șampanie, nu știu ce, tort și măi căluță, ma tale știi că ia cât de mult încurc mușii după nepoata ma tale și m-am gândit, dacă nu te superi, că ia că ne-am gândit să ne căsătorim și vreau să o cer din nevastă. Și bunica așa se uită la dânsul, tace și zice, iesu-și! Cum așa mă dai în 2 minute pe 3 copii, ești chiar așa ușor? Bunica zice, ai de 3 copii, ești, de-am de când v-a dălit? Hai, odată faceți, nu, dar ești gata, în fin. Și în mai noi ne-am înscris și ne-am cununat, pe 16 mai, de Sfântul Nicolae. Și în iulie eu am mers cu maestrul Liviu Știrbă la Slavianski Bazar. Iarăși o provocare și o perioadă plină de nervi, emoții. Stai, până te duci tu la Slavianski Bazar, eu am vrut să întreb... Și care e faza? Tu zici că la 30 de ani. Eu ți-am minte că avem 24 de ani și mama mea deam și făcea greșul. E oraș, dar nu e normal, dar eu te deam cam e timpul, nu știu ce, nu știu cum. Deci ea și făcea greș, știi că cum așa, eu încă atunci nici nu aveam cineva serios, adică ea nu vedea cu cine. Și așa chiar dacă sunt la oraș, m-a trimis la găsitoare, o schiandu și nu ți-e legat, nu ți-e dezlegat. Da. Dar la 30 de ani nu te-a pus, dar te-ai zis la țară, nu a spus la Leona ceva. Bine, mamei convenea situația că ea în afară de mine nu mai are pe nimeni, știi? Și adică noi locuiam în oaza noastră de confort, vrei gătit, nu vrei, n-ai găsit. Nu e la țară, mama e aici, pe strada București locuiești. Mama mea a lucrat în cultură, la Bujor e bunica. Da, noi ne-am mutat în oraș, când aveam eu 7 ani, am dat la Porumbescu, mama a început să lucreze la Centrul de Creație Populară, și eu am trăit la Cămin 2 ani, după care ne-am mutat pe strada București, acolo locuiam până acum. Adică ea ok, deci nu prea tare. Bunica o deranja mai tare. Da, bunica zice, băi, hai mai repede că să fiu în viață și te ajut. Și uite, parcă o simțit Aurica, noi am făcut în august nunta. Bunica a fost prezentă, frumos. Tot a fost gândit că mama mea fiind regizor, mama era îmbrăcată în violet, bunica în violet și eu aveam niște detalii violete la rochi și cu un buchet violet. Deci totul era la noi dinastia, se vedea de la o poștă că eu fac parte din neamul ăsta și era frumos, cumva simbolic. Și eram deja graviduță și prin ianuarie-aprilie, când deja gata urma să o nasc pe Ruxanda, bunica mea atât de mult a așteptat copilul ăsta, dar cu 17 zile înainte de asta a căzut în comă. Și era așa o situație că
Deci eu trebuia să nasc, mama sărmană tot alerga la spital. Era foarte grea și chinuitoare perioada și noi speram că totuși poate cumva și-a revenit, în fine. Și mama mă sună într-o zi și zice, știu de ce a dat bunica, hai, strânge-te și vină la țară, că trebuie să-mi pregătim în mormântarea. Și mă duc la țară, mă duce genunchi la ora 12 noaptea, dimineața la 5 mi surup papile. Eu îl spun, zic, ce părere ai să devii tătică astăzi? El, Sarmanu, având emisiune la 7 dimineața la, jurnal, la Radio Noroc, lucra atunci, Radio Play, pardon, îl sună pe director de programe, ce fac că soția mea naște? Asta zice, du-te, fă-ți emisiunea, eu mă duc s-o aduc. Și a venit prietenul nostru, care e persoană publică, să mă ia, m-a dus în Chișinău, m-am dus, am născut, cu torbic, tot așa și, din păcate, bunica, vezi că ei mormântau, eu nașteam, cam așa era, așa. Uite, vezi, foarte greu. Și la mine s-a întâmplat cu o lună înainte de a naște fetițele să-mi moară tata. Și nu știu cum la tine, dar eu când mi le-au dus fetițele în salon, da? Una din ele izbitor seamăna cu tatăl meu. Eu atunci m-am gândit la reîncarnare. Eu m-am speriat când am văzut-o cât de tare ea seamănă cu tatăl meu, știi? Atunci, nu știu cum mi-a venit așa, știi? Și uite, la tine e de cazul tot mare. Doar așa se zice, da, că trebuie să moară cineva ca să dea locul în celălalt care urmează să vină. Și ca să vezi că era Roxanda mică, toate obiceiurile bunicii, cum ținea bunica mâna așa, cum se dizvălea ea cu piciorul, exact Roxanda repeta gest în gest. Și noi ne uitam, știu cum, uneori ne îngrozeam, știi, parcă era bunica Luța în fața mea. Deci, ce ține de Roxanda? Da. Măi, copilul este al tău fenomen, pe cuvânt. Asta e, în primul rând, că ea e copy-paste. Ea seamănă, eu nu știu, genuță, sori, dar ea mami. La circ, în târgul moșilor, pe gheața unui răcitor, trăia voios și zâmbitor un pinguin de labrador, cu nume falnic și sonor. Cum se numea? Apolodor. Și ce făcea? Cânta în cor. Eu mă uit cum ea recite. Cât e de ea expresivă, așa cum ești tu expresivă. Eu sunt sigur că ea își cântă bine, așa-i? Ea cântă, da, mă rog, la nivel de auditiv. Acum că nu se ocupă nimeni cu ea, deci, nu facem lecții. Atât e de artistică și clar, evident, cu doi oameni de artă în casă, ea altfel nu putea fi. Nu știu, de fiecare dată, atât de tare îmi place să o privesc, să o ascult, să o... Și de fiecare dată o admir pentru asta, știi? Mulțumesc tare mult, mulțumesc pentru cuvinte. Și eu vreau să spun că copiii ăștia, știi când spune că, uite, părinții cumva sau nu știu cum, eu sunt convinsă că copiii ăștia, da, iau și genetic, iau și, adică noi tot cumva influențăm, dar totodată iau ceva de la natură. Deci genetic iau, ei se nasc așa, înțelegi? Da, probabil. Ei se nasc așa. Hai că eu te-am întrebat de ce ține de voi, da? Uh-huh. Și ți-am spus că îmi place să văd când vine publicul. Da, îmi dau seama că sunt momente când ești foarte supărat pe public. Iată, care e momentul acela când te enervează? Cine și cum? Iată, ce n-ar trebui să facă cei care vin la teatru? Uh-huh. Și să înțeleagă că actorul, chiar dacă joacă, el vede asta sau aude. Evident, sau, da. Sau simte. Da. Ceea ce cred că nu-mi place nici mie, nici tuturor colegilor mei, pentru că noi de-adesea vorbim despre asta. În primul rând, e oribil când îți sună telefonul în timp spectacolului. Asta e inadmisibil. Este cel mai deranjant lucru, pentru că în primul rând că e lipsă de respect față de ceea ce se întâmplă în scenă, de oamenii vii care acum încearcă să facă o magie pentru tine. Și doi, totuși noi anunțăm la început fiecare spectacol că trebuie deconectat telefoanele mobile. Mai oribil este faptul că omul răspunde și zice, alo, da, sunt la teatru! Înțelegi? Da, dar te debusolează. Absolut, seama, bine. Tu ești atunci, vorbești o replică și tu poți să uiți. Noi încercăm, textul, păi sigur că să da. Ieși din, bineînțeles că asta este și o situație stupidă când poate să țară replica din cauza asta, dar tot urât este faptul când se vorbește în timpul spectacolului, când se întârzie la spectacol, pentru că atunci când deja s-a dat startul și lumea a început povestea, mai vine un câte unde care stă la mijloc de rând și face, mă scuzați, știi? Bine, la noi există fetele care se ocupă de sală, plasatoarele care sunt foarte atente la detaliile astea și încearcă totuși să nu înceapă spectacolul până nu s-a așezat măcar 99% din oamenii care și-au luat bilet.
Dar asta ar fi cel mai urât. Pentru că în rest, și când fac gălăgie în timp spectacol și când sună telefoane. Telefoanele, da, asta e oribil. Deci, ați înțeles, da? Regula numărul 1, vă rog foarte mult. Asta, apropo, ține și de sălile de concert, nu doar da, sălile de teatru. Da, atunci când veniți, primul lucru, v-ați așezat pe scaune și imediat deconectați telefonul. Și nu întârziați. Nu întârziați, da, la spectacole, la concerte. Nu întârziați ca să nu faceți deranj tuturor celor care șed în sală și privesc deja și respectiv și actorii. Vrei, nu vrei, ei pe voi vă văd. Exact, mai ales. Dar chiar dacă treceți, vă rog, treceți cu spatele la cei care... Sau găsiți un scaun adiacent undeva într-o parte și vă așezați, da, liniștit ca să nu deranjați procesul și întreaga sală. Și mai ales că noi la Teatrul Național avem un obicei frumos. La unele spectacole, înainte de ele, cântăm jumătate de muzică, de muzică clasică, jumătate de oră, uh-huh, înainte de spectacol, pentru ca să cumva pregătim publicul pentru acel spectacol. Muzica este din acel spectacol sau legată cu acea epocă, sau cu acea coloană sonoră a acestui spectacol. Eu nu am fost la spectacol, că n-am văzut. Da, sunt la Dosarele Siberiei se cântă, la Aveți ceva de declarat, la... Mai erau câteva spectacole. În fine, noi cântăm înainte de spectacol. La Capcan se cântă. Sunt spectacole înaintea cărora se cântă. La, da, în quartet sau cuvintet. Acum... Ziceai tu de o istorie încă cu bunica. Da. Mama mea, când s-a căsătorit la 21 de ani cu Pavel Triboi, tatăl meu, care a rezistat însurat până la un an, probabil, și a zis că gata, eu nu mai pot, trăiesc așa, eu am făcut nuntă mare la Casa de Cultură, da, da, cu lăutare din Chișinău, cu foarte mult alai, lume și așa mai departe. Și la un moment dat a zis că nu mai pot trăi în sat, că eu cred că vreau să-mi schimb viața și nu știu ce. Și mama zice, bun, dar copilul ce facem? Uh-huh. Avem familie, avem... Ei, nu știu, hai că cumva o să vedem și hai să vezi și hai să te discuți. Bine, și bunica zice că stai puțin. Noi am investit în ceea ce înseamnă nuntă, am chemat lume multă, lume bună, la clubul din sat. Acum, cum să zic eu la neamuri că tu vrei să te disparți? Facem altfel. Facem o masă frumoasă, mare, chemăm neamurile, ne așezăm și tu, Pavlușa, te scoli și spui ce ai de gând. Și? Da. Pălăria cu faica și drum bun. Și cu muzică. Exact, da, înainte. Mama, sigur că îți dai seama că era cu moralul la pământ, cu copil mic în brațe, la 21 de ani. Așa și au și făcut. Au chemat rudele, bunica mea a întins o masă mare, dacă e divorț, divorț, știi? Și-au venit neamurile, și-au râs. Dar eu nu știa ce faci. Cum nu știa? Dar eu știa că eu să fac așa? Păi bineînțeles că eu zis, Pavlic, eu nu pot spune neamurilor că tu te-ai hotărât peste niciun an, că trebuie să pleci. Tu dacă pleci, trebuie să le spui tu, să asumi asta. Că eu nu pot să eu înțeleg, iau răspunderea. El putea zic că faci și voi și vreți, eu mă duc și care. Nu, da, era totuși băiat simțit, cred, până la urmă. Cel puțin în cazul ăsta. Și au făcut masă mare, frumoasă, alai, au venit rudele noastre, dar noi suntem mulți, pentru că eu... Da, dar voi la ce i-ați chemat? Dar cum la ce? La așa o masă, ca să stăm. Nu le-ați spus. Nu, la noi, ca să înțelegi, rudele noastre era o chestie normală să chemi rudele la masă. Noi, practic, în fiecare sâmbătă ne vedeam. Da. În fine, și au venit, s-au așezat la masă, mai o glumă, mai altă glumă, mai nu știu, și la un moment dat, hai să vă povestim pentru cine am adunat, ia Pavlușa, hai scoală. Și s-a sculat Pavlușa și a zis ce a avut de zis. Și a doua zi, frumușel de dimineață, și-a luat bagajul și-a plecat, bunelul meu... Dar oamenii la masă? Ori eu crezut că e glumă. Am crezut că e glumă, pe undeva au înțeles că e serios, dar tot și sperau de ei, dar poate s-a răzgândit, dar poate știi cum, mă rog, da, așa, da, e tineretul ăsta. Și a doua zi, Pavlușa s-a sculat și chiar și-a luat bagajul și-a plecat și bunelul meu, din cât mi s-a povestit mic, eu nu eram, adică eram prea mic ca să știu, aș asemenea detalii, s-a dus după dâns, s-a încercat să-l întoarcă, el a zis nu, 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 că gata, m-am hotărât, și asta, cu asta e basta. Și așa s-a destrămat o căsnicie și ca să înțelegi ce mi s-a părut foarte simbolic, ei toți banii de la nuntă, i-au investit într-un royal frumos, da, alb, din câte mi-a zis mama, ca acest royal, peste ani, să ajungă în satul Pârjolteni, unde s-au mutat ei peste o perioadă, la Casa de Cultură. După Casa de Cultură, el a ajuns într-o gospodărie și din câte știu, pe urmă, săreau niște găini pe dânsul. Adică, cumva, un buget care trebuia să fie temelia unei familii s-a destrămat așa în vânt, știi? Nu s-a ales nimic. Exact. Și exact așa și cu soarta acestui royal, nu a rămas să slujească mulți ani, dar cumva așa s-a pierdut și urma lui și această investiție. Și... Asta e scenariul de film sau, da, piesă de teatru. Da. E, dacă să mai povestesc cât a existat din asta, i-am povestit adică, o întâmplare. Adică, ca eu să înțeleg, tu ai crescut doar cu mama. Da.
Și tu pe tata nu l-ai văzut, că, sau el a fost totuși prezent cumva, nici cum. Niciodată. Adică de la un anișor te-a crescut mama. Da, și nu l-am văzut nici pe tata, nici rudele lui. În clasa noua ne-am, cumva ne-am intersectat la Ciprian Prumbescu pentru că el și-a dus copilul să învețe acolo. Deja dând actele pentru admitere, toți fiind un liceu mic, îți dai seama că noi ne cunoaștem unii pe alții foarte bine, și toți profesorii au început, Aliona, nu-i cumva fratele tău? Au început toți deja tot liceul Duduia, știu foarte bine că e fratele meu de pe tată. Ne-am văzut în septembrie, doar așa de la distanță, n-am mai apucat să vorbim. În schimb, acel copil cumva era tachinat de colegii mei de clasă și de fiecare dată unde îl întâlneau, băițel, stai puțin, dar cum te cheamă? Dar tu ai vreo soră sau vreun frate? Dar cum e numele tău de familie, știi? Mm-hmm. Colegii mei încercau să discoase, să-l discoase și să afle cât mai multe lucruri ca să ulterior să-mi povestească mie. Da, cumva era matriarhat în tot neamul nostru. Da, matriarhat. Uite. Dar eu am avut exemplu. Uite, eu l-aveam pe bunelul care într-una mi spunea fraza asta și acum țin minte și o să țin minte până o să plec pe lumea cealaltă. Îmi zicea așa, Alenica, tu trebuie să știi că tu n-ai tată, dar eu la tine și un rol de bunel și un rol de tată, da, tu poți cu mine să vorbești tot. El pe mine m-a dus de mânuță în clasa întâi, el cu mine am mers la Hâncești să facem poze pentru admiterea la școală. Adică bunelul a fost prezent și a fost alături de noi și ne-a iubit foarte mult pe ambele, ne-a protejat, ne-a ajutat întotdeauna, că au fost perioade, îți dai seama, dificile, mai ales în anii 90, la toată lumea nu era ușor. Da, da, dar el simțeați prezența. Exact, și nu contenea să vină cu mașinile pline de saci, de făină, de la țară, deci mâncare într-una. Noi eram cumva asigurate și ei ne ajutau maxim cu ce puteau. Și atunci noi coceam pâine acasă, de exemplu, ca să nu cumpărăm și să economisim niște bani. Erau niște lucruri pe care, știi, viața ne impunea cumva să le facem. Dar asta nu a făcut decât să ne întărească și eu am avut exemplu de bărbați, fratele mamei, bunelul, ceilalți bărbați din familia noastră, soții surorilor, bunicii mele, pentru că ei au avut erau cinci fete și un băiat, cinci surori și toate aveau soți și eu știam, Moș Iacobachi, Moș Ghiță, toată lumea, deci eu aveam străbunelul Nicolae. Hai, bine, hai să, dacă tot vorbim despre viața ta personală, dar aș fi vrut să începem totuși de la începuturi. Și mai mult aș fi vrut să vorbesc de tine ca interpret, da? Fiindcă tu și cânți, și ești și interpretă, și actriță. Pe urmă am să te întreb ce mai mult, sau te întreb deodată ce mai mult tu ești. De fapt, mă identific ca muzician, ca interpret, dar... Dar sigur... cum crezi, lumea cum te cunoaște mai bine? Ca interpretă sau ca actriță? Cum tu simți? Probabil mai mult ca interpret, pentru că la televiziune eu apar cu piese muzicale, da. Cei care frecventează teatru m-au văzut și în scenă, teatrului, cei care frecventează concertele m-au văzut și cântând la vioară în orchestra noastră de la teatru. De la voi mai este surori? Nu. Nu mai este. Acum fiecare știe textul din afară. Și tu înveți așa texte. Dar bineînțeles, le repeți în fiecare, de fiecare dată, înainte de spectacol, în primul rând, în fiecare zi, înainte de fiecare spectacol, se face un șnur sau o repetiție scurtă sau se repetă câteva scene. Uh-huh. Deci există o repetiție înainte de fiecare spectacol care se joacă în acea seară. În al doilea rând, fiecare actor își repetă mise-en-scenele cu partenerii lui de scenă sau monologele lui sau întotdeauna repetă. Știi, eu unicul lucru, eu ți-am spus că tare mult mi-aș dori și să joc în teatru. Adică m-aș vedea așa actriță, m-aș descurca, crede-mă, ea că cât de modestă, dar eu știu cum aș descurca. Tu și știi, da. Eu pot tot. Dar unicul lucru ce pe mine mă pune în gardă, cum eu aș învăța atâta text. Chiar dacă am, cândva aveam o memorie foarte bună, dar oricum, eu stau și mă gândesc, cum învățați voi atâta text? Nu, textul este ca și textul unei piese și dacă îl înveți foarte bine, el este, dacă ai neglijența și nu-l repeți, la un moment dat îți are. Dar dacă e Shakespeare și proză? Nu știu, n-am jucat Shakespeare, așa că slavă Doamne. Acolo trebuie Dumnezeu, tot în rima, evident. Acolo n-ai cum să inventezi. E bine, încerci cumva, că încerci cumva să te discurci și asta e, că n-ai încotro. Se mai întâmplă și la colegii noștri. Păi, dar voi ați avut, iată, atunci când ai învățat de actorie, probabil ați avut niște șmicherii pe care vi le-au învățat, da? Cum să memorizezi textul? Textul e text, aura peste tot. Și în deci cosmos, nu se învață, text. Ca și cum tabla mulțirii, la chinezi, e altfel numără. Nu, tu doar știi că atunci când înveți un text, oricum tu ai o bază imaginativă și tu ți-l imaginezi cam ce înveți. Și cumva consecutivitatea asta vine cu timpul și tu deja o spui ca o poezie. Tu și cred că, gata, am înțeles. Și cred că repetițiile care sunt zilnice, zilnic, dacă spui una așa, ce ești, Hai să vă spun așa cum văd lucrurile. Tu ești un om foarte talentat, tu ai o voce foarte bună, tu ești o prezență în scenă memorabilă, tu ești artist. În scenă, tu ești tare, tare, cum să zic, integră în scenă. Și acolo, și dincolo.
De ce? Care e motivul că totuși tu n-ai devenit o persoană foarte cunoscută în domeniul tău, adică în muzica ușoară sau în teatru? De ce nu ești în primele roluri? Pentru că nu am fost omniprezent, așa cum spui tu, 100%, că trebuia atunci să las o parte din mine. Dar eu tocmai asta și încerc să fac. Eu chiar și când am absolvit liceu nu știam pe care să o apuc. Pentru că vioara nu vroiam să o abandonez, că am muncit prea mult și îmi plăcea ceea ce fac la vioară. Hai că ești drag. Vocea, permanent stau și până la urmă important este că mă simt bine combinând toate astea și nu știu dacă eram o nulitate și una care aruncă vânt în urma ei, dar în schimb pe primele pagini într-una, nu știu dacă mă simțeam mai bine. Da, eu, adică asta am vrut să te întreb. Eu mă simt foarte bine, mai completă, cu mai multe calități, dar să fiu poate mai în urma altora, nu e nicio problemă pentru mine, dar în schimb sunt mai consistentă și știu că îmbin mai multe detalii acestei meserii decât doar nu știu să fiu. Adică asta nu te supără, nu te doare, nu te... Nu, poate la un moment dat, știi, îmi puneam întrebarea, poate incorrect, că eu cu siguranță fac multe lucruri incorrecte, eu nu m-am născut manager din punct de vedere a gândirii, ca să știu ce, unde trebuie să mă duc, cine trebuie să vorbesc. Eu niciodată nu m-am băgat pe gât cuiva. Eu întotdeauna am așteptat, dacă am fost invitată, m-am dus, dacă nu, înseamnă că nu e locul meu acolo. Punct. Și am mers pe calea mea. Eu mă simt foarte bine cu provincialii în această echipă. Sunt oameni calitativi, sunt oameni care gândesc înainte de a scoate orice produs și nu-l scot de dragul scosului, dar să gândesc ce vrem noi, ce mesaj vrem noi să transmitem cu acest produs. Ai plecat și să știi că de atunci nu e zi. Este bine să scoatem acum sau să mai așteptăm o perioadă. Cum vrem să arate acest produs, ce vrem să promovăm prin muzica noastră și așa mai departe. Adică sunt oamenii care își pun întrebări. Eu vreau să spun că și muzica pe care o faci, piesele care le faci, tu le alegi. Adică pentru tine contează și materialul muzical, și mesajul. Da, deci tu n-ai piese de astea așa, hai să zicem așa. De sezon. De nu, pop, nu. Popsovă, știi nu, cum nu, zici? Nu, nu. Da. Nu, tu lucrezi cu Liviu Știrbu de mulți da, ani. Da. Cu Liviu Știrbu, cu Oleg Baraluc, da, cu Constantin Rosnac, am făcut câteva piese. Știi, mai mult decât de a-mi promova piesele asidu, mai am și alte lucruri de care trebuie să țin cont. Trebuie să-mi întrețin familia și atunci eu sigur că accept și tot felul de evenimente gen petreceri private sau acum dacă o să aud provinciale o să zic că am înnebunit. Da. Colaborarea mea cu provincialii care la început era un compromis. Uh-huh. Pentru că mă gândeam, eu care încerc cumva să-mi fac drum ca, virgulă, interpret în cariera mea solo, eu scând într-o trupă unde erau mai mulți interpreți la început, mai mulți soliști. Și back vocaliste, da? Nu, eu am fost back vocalist la Zdob și Zdub. La Zdob și Zdub. Și apropo, tot o perioadă minunată în care am avut parte de atâtea turnee faine și niște experiențe minunate și atunci am înțeles ce înseamnă să fii artist cu adevărat. Da, da, da. Să intri în hotel și să scrii Welcome Zdob și Zdub și mă gândeam, wow, cool! Știi? Trebuia să rămâi. Da, eu, bine. Ce viață interesantă. La un moment dat o trebuie să aleg pentru că Igor Dânga m-a întrebat, de ce pleci? De ce te pleci atât de bine cu băieții? Apropo, a fost întrebarea mea, ce ai plecat atunci din Zdob? Da, pentru că... Eu m-am gândit din motiv că totuși erai back vocalist. Corect, și zic, dar tu ești vocalistă tot. Și aici ești solist, înțelegi? Da. Și lucrurile cumva era evident ce o să aleg. Plus că și venitul e altul. De aceea, scuzați, dar atunci când prevalează și statutul și venitul, nu mai ai ce alege. Auzi, dar dacă ne întoarcem, iată la variantă, noi vorbeam de cazul Anișoarei, da? Păi, de la piesele lui Liviu Știrbu au trecut la piesele Mariei Stoianov, care, hai să zicem, sunt piese pop, da? Deci, mai pe înțelesul și mai pe auzul omului nostru. Dar tu ai merge la așa o schimbare? Că totuși, uite, tu cânti piesele lui Liviu Știrbu, al lui Oleg Baraluc, Oleg tot, el nu e foarte simplu, da? Deci, și el cu aranjamente, cu tot felul de, ca să nu zic am un termen muzical, da? Și când acolo ai găsit pe cineva care ți-ar propune, dar tu știi că, uite, băi, dacă o cânt asta, mâine sunt numărul 1. Bună întrebare. Dacă ar fi o piesă care mi s-ar părea interesantă, aș cânta. Da? Dar dacă ar fi o piesă care înțeleg că e pentru toată masa și de bătut din palme, cred că nu, totuși. Pentru că știi ce am descoperit? Chiar dacă eu încerc să aduc un mesaj poate un pic mai complicat, poate o linie melodică mai, cumva mai bogată, mai neobișnuită pentru publicul larg,
tocmai că bunicuțele de la țară, când mă văd la evenimentele private, mă îmbrățișează și îmi spun, Doamne, și ne dragă de tine, înțelegi? Uh-huh. Și atunci eu înțeleg că, de fapt, dacă tu îi oferi omului un alt nivel de cultură, el îl acceptă și, el, și el, dacă el e bun, dacă lor, știi cumva, adică dacă mi-ești, nu știu, ăsta e un subiect care pe mine tare mă doare, da? Și cred că și pe tine, fiindcă acum, din păcate, publicul se hrănește cu cei cu ce se dă, dar ce da. Se dă, tu știi. Știu. Păi, evident, și atunci te despre și băbuță care găsești, eu nu știu unde le găsești tu, fiindcă ele tot sunt mai puține, cred că. Cred că. Fiindcă acum se papă tot rahatul, sorry că spun asta, dar așa e, de doi bani. Păi nu e... Eu cândva mă străduiam să fac cânce de muzică ușoară, mai pe înțelesul oamenilor, dar nu foarte simple, dar tot odată să fie șlagări. Acum dau seama că piesele de-a mele de atunci, apoi ele de-a mă sprie complicate pentru ce ești și amu sună, asta e, Doamne ferește. Deci noi mergem cu pași repezi sub masă. Da, dar eu prefer o îmbrățișare strânsă a unei bunicuțe decât un stadion care să-mi scandeze numele, dar eu să știu că eu cânt o... Dar eu mi-amintesc o ieșire a ta, vreo câțiva ani în urmă, după un concert care a fost în Piața Mare Adunări Naționale, uh-huh. în Ziua Independenței, pare să. Și a fost un concert live cu orchestră. Au cântat mai mulți interpreți. Și tot atunci ai avut o ieșire așa foarte... agresivă și foarte așa, deci la adresa, eu nu știu, tu n-ai dat nume, dar tu atunci ai spus, deci chiar că concert am s-o văzut care și poate și prezint. Așa, da. Deci tu atunci te-ai referit la cei, la unii dintre cei care au cântat atunci în scenă. Așa. Eu nu m-am așteptat de la tine așa ceva, adică eu mă gândeam, nu știu cum, parcă mi-e părere, tu ești cum înțeleg că chestii, chiar sunt, dacă ai o părere, nu că eu nu o ții, dar nu chiar ți-o expus. Atunci mi-am dat seama că ai răbufnit, din ceva te-a durut. Nu știu, poate te-a rădut, dar cât se poate atâta, oare... Probabil. Da? Nu e exclus că m-a dorut, da. Chestia aceea că eu mai mult n-am văzut așa ieșit. Eu nu țin dar minte. Dar atunci a fost perioada aceea când tu atunci, uite, pe tine tare, tare te-o atins. Înseamnă că au fost momente când eu o să fiu așa delicat și o să-ți spun printre rânduri, tu ai să citești și ai să înțelegi, că îți dai seama când apare un copil, mai ales într-o... familie incompletă care și așa are stângăciile lui și fricile lui și apare în oceanul ăsta, estrade, unde toți sunt maestri și așa și fiecare încearcă să zică stai, cum înțică? Stai că ca tine sunt mulți și au mai apărut și au mai fost și au mai încercat și tu care știi că tu ții vioara în mână de la 7 ani, că tu te-ai trezit la 6 dimineață, 12 ani de zile, bun, hai nu 12, poate 5-7 din ei, ca tu, cumva, știi, să ții examenele bine, să completezi studiile, ca să fii un om al culturii și al artei cât mai complet, ai încercat să te documentezi, să asculți cât mai multă muzică, să citești mai mult. Uh-huh. Și când cineva care poate a avut norocul să fie omul potrivit la locul potrivit și să-ți zică, stai puțin, că aici lucrurile se schimbă. Noi suntem un pic la alt nivel, chiar dacă sunteți maestri în artă, cu tot respectul, dar totuși. Știi? Adică probabil atunci a ieșit din mine această frază. Da, dar tu vezi că lucrurile nu s-au schimbat. Pentru mine cel puțin... Dar ți-ai revărsat durerea. Da, măcar m-am răcorit și m-am simțit mai bine. Pentru că, într-adevăr, când e vorba de cântat live sau de vorbit același, atunci se vede foarte bine. Care ești prezent. Da. Da. Cineva o contabilă, nu o să dau nume, a zis, da, ce mă rog atâta, voi veniți odată în săptămână și luați așa un salariu, dar noi stăm de dimineață până seara. Și am zis, păi, când dumneata aveai 7 ani și te jucai nisip, eu cântam la vioară. Când dumneata aveai 18 ani și te duceai la întâlniri cu băieții, eu cântam la vioară. Da. Când dumneata te-ai căsătorit, eu cântam la vioară. Da. De aia, dumneata eu am acum... Exact. De aia eu consider că eu am dreptul să vin 2 ore în săptămână și să iau un salariu mai puțin decât decent, crede-mă. Da. Dar așa, pentru că... I-ai dat un argument bun. Dacă tot ai spus de vioară. Deci, întrebarea mea era că tu ai mers la Ciprian Porumbescu, la vioară. Deci, de ce? Mama ta a văzut din start potențial la tine? M-au mers. Sau a fost dorința ta chiar? Da, m-au mers. Familia mea m-a dus acolo, da, pentru că mama fiind deja la Centrul de Creație Populară, lucrând acolo, era colegă cu Gheorghe Urschi, de fapt de acolo a pornit cariera mea. Uh-huh. Primii mei pași în scenă au fost făcuți împreună cu maestru Gheorghe Urschi, care m-a văzut pe acolo alergând și zice, păi, cu chilița asta are așa ceva. În ea poate să facem ceva împreună. Exact ca Roxana ta, eu sunt sigur. Da, n-aveai cum să nu te observe. Probabil. Aveam vreo 5-6 ani și zice,
Dar ce ar fi să facem noi un duet cu dânsa, gen o parodie pe Ion și Alde Teodorovici, Ion și Doina Alde Teodorovici. Da, da, da. Și am făcut piesa aia Cearta, cred că așa se numește. Ne certăm ca să ne împăcăm, da, ne certăm ca să ne sărutăm. Da. Nu știu, eu, cred că vreo 5-6, nu eram la școală încă. Da. Da. Și la un moment dat am făcut acea parodie, după care am fost invitată la emisiunea domniei sale Telecolaj. A apărut și un subiect în gazetă, în ziar atunci. Și eram tare mândră cu, uite, eu am apărut în ziar cu un balon, discutând cu Gheorghe Urschi, a fost frumos. Da, 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 da. Și acum am undeva acea poză de la acel concert, pentru că, cu o zi înainte, am nimerit într-un accident de mașină. Și eu, sculându-mă după lovitură, am zis, stați puțin, că veniți salvare, normal, copilul mic, eu plină toată de sânge. Eu mâine am concert la Palatul Național, eu nu pot să merg la spital! Am început să fac isterie și lumea credea că eu mi-am ieșit din minți, după care maică mi-a chiar zis, nu, într-adevăr, are mâine concert. Mi-a modelat frumos nasul, de atunci s-a artist, vezi, prin greutăți spre stele. Eu am crezut că ai zis, pui de atunci nasul mi-i căr. Nu, el e cărn de nativ, cred că și la taică-mi e așa nasul. A, da? Da. Deci asta e bine, e chestie genetică, probabil, da. Uh-huh. Da, bine, și lovitura aceea, și cred că tot și-a făcut bine treaba. Și după acea lovitură, mi-a modelat, eram plină de sânge, într-adevăr, pe deasupra, mi-a modelat cu fond de ten nasul. Și acum țin minte, am făcut acea parodie, după care am ieșit, mi-am șters fondul de ten și mi s-a pus iarăși antiseptice, da, 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 și așa. Și uite așa, hai, puțin câte puțin, mama tot mă vedea că eu rochile cele mai frumoase și mă prindea prin casa cea mare cântând și visând că eu poate cândva o să cânt în scenă și nu știu de ce așa o idee. Eu cântam, dar toată lumea cânta, adică nu mi se părea că... Dar mie mi se pare, eu greșesc că tu apăreai la televizor, așa, când erai mică. Da, chiriță am fost, da, la tot felul de emisiuni din astea, cu copii, 5 la 10. Eu te cunosc de la televizor, dar de mai mică. Da, da, da. Deci eu eram deja mai mare, dar... Fața ta, tu ai fost pe la emisiunile astea. Da, copii, am avut și o poveste de seară, copii, de 15 minute, cu un pian și cu un acordeon și eu le dădeam de mâncare, niște note muzicale. Au fost proiecte frumoase realizate de Ecaterina Teleșcu și Vera Stângaru. Adică tu ai avut de-a face cu televiziunea? Da, da, cumva am cochetat cu ei și au fost perioade foarte frumoase și care m-au crescut și mi-au dat și o experiență. Dar bineînțeles și o satisfacție, pentru că mama a avut grijă cumva să mă ajute atunci dacă se cereau copii, știi? Nu eram chiar așa de mulți. Da, da, sau probabil eram mulți, dar nu-i cunoșteai pe toți. Și atunci televiziunea de cine s-a agățat, pe ce îi chemau, dacă vedeau că are potențial, da, și poate. Da, da. Și sau, mă rog, într-un proiect 2, 3, 4 și uite așa. Uite, tu ai făcut muzic și ai făcut muzic serios. Deci tu ai făcut la Ciprian Porumbiescu, asta nu e chiar nici o școală simplă muzicală. Tu chiar ești muzician, ai făcut mai departe și conservatorul și tot. Și alegi teatru. Da. Bine, nu teatru, vezi că nu mă acces doar pe asta. Dacă actorie, alegeam teatru, actorie, lăsam tot la o parte, nu mai făceam muzică deloc, da, și da, mă băgam. Păi, dar cum e că așa? Suflet. Mergi pe drum și când încolo, pa, bine, pentru că nu eu chiar de tot, că da, oricum e artă și asta. Și asta, toate sunt artă. Eu am de re... Da, da, dar da. De ce anume actoria? Pentru că am simțit că am și niște abilități actoricești și mi-am dorit să le dezvolt. Și tu le-ai simțit? Da, bineînțeles, și toată lumea spunea, băi, dar tu trebuie să fii actriță, da, tu așa de bună ești. Păi și mie îmi spuneau de mic că trebuie să fii actriță. Iată, acum îmi pare rău că n-am făcut actorii, numai că eu eram foarte axată pe visul meu. Deci mie tot îmi spuneau, băi, dar de tine ar fi o bună actriță, dar la mine era visul unu, eu trebuie să cânt, atât. Asta e fain că ai știut exact, da, ce vrei, pentru că eu după ce am absolvit școala, liceul, stăteam cu mama nopți întregi și mă gândeam unde vreau să dau, ce vreau să fac. Mama zice, poate vrei inginerie altceva să faci. Eu zic, nu, Vioara, nu vreau să o las pentru că am investit atâta și chiar îmi place să cânt. Nu mi-imaginam cum să mă despart de instrument. Pe urmă, mai ales că am trecut și acolo prin niște istorie interesante. Mi s-a furat Vioara care era de la depozitul școlii. Mama sărmană și așa, crescându-mă singură și întâmpinând foarte multe greutăți financiare, trebuia să achite și instrumentul cela. Deci era, Doamne ferește, ce problemă. După care mă gândeam că dacă nu, acum când, să-mi testez și abilitățile actoricești și să mă dezvolt. Pentru că m-am gândit până la urmă că un artist complet este unul care totuși are din mai multe și actoria la fel. Exact. Tu ești un actor foarte bun, în dar momentul dacă... când, dacă joci un măturător, trebuie să știi exact cum ține omul ăla la mătura, de ce este măturător. Da. Deci tu pătrunzi în esența fiecărui personaj. Și pătrunzând în esența fiecărui personaj, ca ulterior să-l joci cât mai bine, tu trebuie să studiezi totul despre acel personaj. Dar tu ai un atu foarte mare, că mai și cânți în teatru. Da. Tu cânți. Da. Deci tu chiar pe bune... Îmi fac meseria mea de bază, adică așa-i? Ceea ce mi-a dat de sus. Dar asta e un avantaj, eu cred, da, așa. Da, este, da. În câteva zile, clopotul tunurilor
cineva l-a sfințit și satul s-a acimat. Unii vineau, alții plecau și parcă nimic nu s-a schimbat în valea răzeșilor. Atâta doar că mulți părinți nu știau din care corț al lumii să aștepte vești de la fecior. Dar tu crezi că un copil care nu are abilități de astea foarte mari, muzicale, vocale, și doar prin multă muncă poate să ajungă performanțe, da. Nu popular, dacă ar fi să pui pe o balanță, da? Cum ești tu mai mult? Optimistă sau realist? Cred că sunt optimist. Eu și în cimitir văd plusuri în loc de cruci și încerc da, întotdeauna să văd partea bună a paharului, plină a paharului și bine, încerc totuși să fiu și cu picioarele pe pământ. Racul din mine nu dă pace să zbor prea mult, dar încerc să fiu optimist și să... Deși să știi că am o tendință să cad în pesimism uneori. Melancolie din mine, partea asta melancolică a racului, totuși cumva încearc să mă trag încolo, dar nu mă dau. Chiar și atunci după, știi, postnatal, în acele depresii care totuși vin peste noi, da, da. La un moment dat, mi-am dat două palme și am zis, nu se poate așa ceva, trebuie să mergi înainte, da. Au existat destule momente din asta, da, dar am înțeles. Că nu degeaba ți-a fost dat acel talent. Și nu la toți. Cineva e un zugrav extraordinar, da. Altcineva coace o pâine fantastic, cum nu coace vecinul, știi? Da. Și, deci e foarte important în viață să-ți găsești menirea și să o faci cu drag și atunci îți ies foarte bine, atunci vin și banii și succesul și recunoștința și tot. Știi ce am avut? Încă o întrebare. Chiar vreau să te întreb. Despre faptul, tu cânti și în România, cânti și aici, da? Acolo cânti cu provinciali, da. Aici tu ești solistă și acolo ești solistă. Deci da. Acolo cânti, acolo sunteți mai mulți soliști. Da. Diferența de public. Unde simți tu mai bine? Fiindcă tu înțelegi care e faza. În cazul tău, și aici, când tu cânti, nu toată lumea te cunoaște, nu-ți cunoaște repertoriul. Corect, care zic, înțelegi? Și tu și aici ești ca pentru mulți, ca o descoperire. Și acolo, ce înțelegi? Bine. Tu înțelegi? Și acolo. Adică nu este așa. Știi de ce spun? Eu spun din prisma mea. Eu aici foarte lejer mă simt. Da, ei cine nu știi pe aură, știi? Sorry. Asta-i fain, nu mă modestă, dar așa. Ei, dar cine nu mă știi? Eu când ies în scenă, eu știu că ei... Nu de ajuns că știu cine sunt eu, dar am știu și piesele și corect, eu când corect, ies, eu gata, da. Eu știu că nu m-am pornit prima piesă și ei gata, o știu și o auzit-o și tot și mie, mi-e ușor. Sigur, în schimb, am avut niște spectacole în România, care habar ei nu știu de aura și nici cu atât mai mult de piesele mele, îți dai seama. E enorm de greu. Asta parcă aș începe de la zero. Corect, parcă aș veni, am o frică și un tremur și o chestie și încă și să uite, ei, o tante, știu cine e femeia asta, știi? Adică de unde? Tu îți dai seama, adică cât tu ești aici de bine te simți, știi? Și cum acolo? În caz, sigur că în România, eu prin ani credeam că este un proiect în care eu lucrez pentru că îmi trebuie bani. Și pentru că eu trebuie să tac și să înghit, chiar dacă nu-mi plac unele lucruri, chiar dacă poate nu sunt eu pilonul principal pe care se bazează trupa, chiar dacă suntem mai mulți, cumva cred că nu mă știe nimeni și nu mă vede nimeni, eu așa credeam. Ca peste 5-6 ani se descoper că unde noi ne ducem deja, pentru că existau multe concerte în multe orașe, lumea cânta cu noi piesele noastre, le știu și de pe YouTube deja, le învață, le îngână, se descoper că noi avem foarte mulți fani peste tot, în toate orașele României, așa. Care cânt cu noi împreună toate piesele și deja ți-e frică să greșești un cuvânt. Și vă știi, da, și ne știu exact. La față, Aliona deja era pe numele tuturor, multă lume vine de la mine după autografe și poze. Și eu atunci am înțeles că recunoștința vine totuși. Adică tu vrei să spui că acolo tu ești mai popular ca aici? Nu știu dacă sunt mai populară. Îți dai seama că acolo oceanul acestui mare showbiz este mult mai mare și mai complicat să ajungi chiar în topuri și să fii... Bine, la posturi de radio, da, dar țara e mare și posibilități de a cânta în atâtea orașe, ceea ce noi nu avem, înțelegi? Și tot felul de sărbători, zilele comune, zilele spicului, zilele... Da. Și noi... Și tot știu de provinciale, deci hai să zicem... Slavă Domnului, da. Nu, poate nu cunosc pe toți soliștii pe nume, dar toți atunci când pui afișul și provinciale, deja știi, și foarte multă lume e muzica care o ascult, care îmi place. Exact, și multă lume are CD-urile noastre în mașină și vin cu ele ca să le dăm
autografe, adică lumea cunoaște repertoriul, lumea cântă cu noi, noi ne simțim foarte bine, îi provocăm să cânte întotdeauna, pentru că asta e frumos. Și tu știi, te invidiez pe bune trăiesc pentru frumos. Faptul că dintotdeauna mi-am dorit să cânt cu un band. Atât de mult mi-am dorit să am bandul păi meu. Că pe mine asta mă motivează. Eu să motivează. Am bandul meu și să-mi cânt piesele cu bandul, înțelegi? Aura, asta mă motivează pentru că eu acolo cânt live, cu muzicieni live, da. Totul e live, și poți să-ți permiți exact, să faci ce vrei. Fiindcă nu e o problemă acum și cineva ar spune și cine te încurcă. Mă încurcă, fiindcă dacă eu trebuie să-mi asum atâta lume care să vină la repetiții, da. Să-i achiți, să-i dai bilete, unde da, tu da, uite da. La noi ce se face. Și cât concerte o să reușești să faci. Unu, două, trei, după care tu știi, trebuie să-i ții împreună cumva exact, oamenii câteva ăștia. Emisiuni în urmă l-am avut pe Vali Bogean, uh-huh. Știi? Și el a spus că el are marele confort și fericirea de a-și permite și luxul de a avea un band, da, absolut. Fiindcă are pe cineva, deci un, hai zicem așa, un mecenat poți exact, să spui, da? Exact. O persoană și are mai mulți, dar este o persoană de care de ani de zile, cât a spus, 7-8 ani de zile, deci îi asigură confortul și luxul ăsta. Exact, da. Deci un venit care le permite să se întrunească zilnic, să facă repetiții, să facă creații da. Și să poți ține acest colectiv, publicul nostru. Dar apropo de public, el e diferit sau până la urmă n-are importanță, că aici sau acolo. Tu vezi că ei când vin la noi, eu zic da, de da. Artiștii de România, ei cu spumă la gură, vai, dar ce public aveți. Adică așa cum îi întâlnesc pe ei în Basarabia. Bine, dar ei foarte căcheflii și toți foarte deschiși. Noi avem, nu știu de că alți artiști, cum sunt primiți, dar noi, trupa noastră, este primit fantastic peste tot. Adică eu de obicei, da, da, de ce, dacă de nu ce... s-ar din prima piesă, da. Mie mi se pare că ceva nu-i bine, nu merge da, de ce de obicei, interpreții ăștia de România vin la noi, atât sunt încântați. O să-ți explic de ce. Nostru. Pentru că ei nu se așteaptă să fie atât de cunoscuți aici. Noi fiind o țară mai mică, noi urmărim totuși ce se întâmplă acolo. Da, da, noi știm da. Foarte bine artiștii din Rusia. Adică noi știm foarte bine artiștii din România. Eu cred poate acolo știi publicul de amă, nu prea... Nu, fantastic, tot țar cu brațele deschise. Uh-huh. Îți spun că dacă de la prima piesă nu sunt cu noi conectați, deodată ne împacientăm cu Ionuț, băi, ceva nu e ok, pentru că de obicei sunt foarte deschiși, foarte... Ok. Avem o întrebare aici ce ține de bani, dar tare nu-mi place când îți vorbește despre bani. Dar te rog! Dar nu te mai întreb. Dar chiar te rog, întreabă-mă! Nu, doar una. Știi lumea că nu ne scaldăm și nu întoarcem banii cu lopata. Nu, eu doar asta am vrut să zic. Tu trăiești da. Din muzică și din teatru. Da. Alt venit nu ai. Nu. Nu am afaceri, din păcate, nu mă duci capul. Și genunța la fel. Da, da. Bună întrebare firească, dar ți-ajungi? Da, vă ajungi? Uneori, nu uneori, da, depinde. Da, ne ține entuziasmul pentru ceea ce facem, ne ține dragostea de public în această meserie. Tu când s-a petrece? Da, bineînțeles. Nu, eu am diric cu o formație așa, cu formație, de seară până dimineață. Da, exact. Când cu mare drag, mie-mi place. Ai formația asta. Ta sau... Nu, cu muzicieni din Lăutare, cu muzicieni din Fluieraj, din peste tot. Aha. Suntem colegi, ne cunoaștem de foarte mulți ani și deja avem încredere unii în alții. Știm că dacă mergem da. La ce petrecem, adic... o stricăm frumos și pe aia. Ei n-o stricat. Tu sunteți muzicant, tonalitatea și piesa. Nu, și e ok. Chiar e foarte bine, eu cânt și folclor, lumea știe, da, știu, mă simt foarte știu, bine. De asta și zic, de asta te-am întrebat, cânt și la petreceri, fiindcă da, tu cânt da, și folclor, da. Cânt și muzică da, internațională. Și mare da. Și hiturile, și cred că și da, rusești, da, și moldovinești, da, da, și da. Toată vara cânt. Vara, da. Dar știi. Dreptul de autor. Mie și Lugeta, da? Tot cânt. Chiar vreau să spun că sunt două piese cu care eu știu exact când lumea o să înceapă să danseze de letale. Așa? Avem partener a priori, oameni, să amintim, apropo, când este drag tare, așa. Mulțumim, că... începeți să faci ceară și cafea ca să putem să băgăm în exemplu. Lasă că nu mai băgăm în cafea, bem noi șampanie și nu mai... Nu o să ne mai lintă? Da, cât, mă rog, și da. Eu stic la Dauphine. E corect, sănătos. Mai ales că în spate mai este o echipă care oricum o să... Da, noi aș ne împărțim, nu știu, dar aici sunt mai mulți. Încă doi, tocmă. Da? Așa. Eu da, da, da. Am înțeles un lucru, că dacă vreau să împrumut, la tine n-am nicio șansă. Și poți să întrebi, poți să încerci, depinde în ce... Dar poate ți-ai dat ceva. Mă prins. Poate ieși... Nu, da, da, da. Poate ieși după o nuntă și mă gândeam da, să am niște bani pus la... Da, da. Hai că e bun. Alea, așa. Ia spune, trebuie să meargă... Eu știi cum întotdeauna m-am gândit. Oare ce ține pe actorii noștri, mai ales din Republica Moldova, având, iată, așa un grafic de lucru, deci zilnic, uh-huh. repetiții, nu întotdeauna în cele mai bune condiții, iarna, e destul de rece și da, plic, da. La niște salarii pur și simplu de și mă gândești că ei încă își predau la licee. Da,
Iată, spune, oare ce ține pe ei să o facă asta în continuare și să nu se lasă de meserie asta, care până la urmă la noi nu este apreciată? Indiscutabil îi ține pasiunea pentru meserie, uh-huh, și dragostea față de spectator, dar și mai cu seamă iubirea asta pentru ceea ce fac. Pentru că eu cred că asta totuși, așa cum risc să fiu banală, dar este un drog. Și asta, tu, este o dependență de scenă. Absolut. Așa? Și tu, dacă iubești meseria asta foarte mult, tu treci peste toate obstacolele și joci și operată, joci și după ce ai născut, în scurt timp ieși în scenă, joci cu dureri, joci cu migrene, joci cu răceli, joci cu griji că mama e în spital sau ți-a murit tata și tu trebuie să mergi să-l mormântezi mâine și de aici trebuie să te concentrezi să joci spectacolul până la capăt. Mm-hmm. Joci cu grija copilului, că poate are febră și tu suni paralel să vezi ce faci copilul și în secunda a doua intri în scenă și îți joci scenă. Deci cam asta ar fi. Da. Asta este primul sunet și noi invităm spectatorii în sală. Acum, da? Da. Acum ne ducem să uităm. Da. Hai. Noi, oamenii publici, întotdeauna sunt priviți ca oamenii care o duc foarte bine și nimeni nu știe că, de fapt, arta ar trebui să fie un pic altfel apreciată. Știi ce am înțeles? Păcate, că noi chiar trebuie să, chiar dacă nu este așa, noi trebuie să facem imaginea asta, că altfel ei nu te percep ca artist. Evident. Ești artist, ai ieșit, da, cu sărășesc. Ei, hai, lasă. Da, da, iar că a venit, o ieșit în aceeași rochie de două ori. Puff, și chiar nu are am avut-o. Știi? Chiar nu poate să vină cu altceva îmbrăcată, chiar de două ori în aceeași rochie. Rușine. Și dacă ar fi și... Pentru că... Da, eu deseori mă gândesc, Doamne, dacă aș avea un bărbat milionar, evident că eu azi m-aș îmbrăca în rochie albastră și pantofi roșii, mâine rochii roșii și pantofi albaștri. Aș schimba, dar așa cum? Dar tu știi cine e obișnuitorul? Pe vedetele este internaționale, care da, sunt milionari, ca da, ești milionari, cu vile. Da. Și cu echipe în spate care sunt luci, îmbrăcați, bani, da, și da, tot. Și tot mai când se duc la tot felul de astea, de prezentări, de concerturi și acolo, apul îmbracă Gucci, da, Mucci, da, Yves Saint Laurent, pe degeaba. Dar de la noi de unde să iei Gucci, Mucci și pe degeaba? Dar la noi, băi, produs autohton, adică, apropo, designeri, de ce voi nu faceți asta? De ce voi nu propuneți artiștilor? Doar ia o haină, s-o exact, prezinți, s-o, s-o prezinți și o întorci înapoi, corect. Băi, 5 minute în scenă sau pentru da, o da, prezentare, da, că asta e și pentru... Așa te simți uneori, fiindcă tu îți dai seama că tu trebuie să te duci să-ți cumperi sau te duci cumva să ceri o roche, știi? Da, și nu da, știi, ți va da-o sau nu ți va da-o, știi? Adică, iată, momente de astea, știi? Și zic, ei cum așa, unde? Știi, la cel sărac și mâța-i curvă, știi? Da, da, apoi da, apoi că așa e și la noi. Adică, cât țara e mai bogată, le se dă pe degeaba tot, măcar că-s plin de bani. Știi? Aici n-ai nici o brânză și nici, și nici măcar, asta. Nu că pici pe degeaba, măcar la jumătate de preț nu-ți dă, tu înțelegi? Mai da, spune, oamenii gândesc la asta. Mă nervez, Doamne, și oamenii se uită așa și gândesc. Am văzut o croche să lăși la altă. Da, nici chiar nu poate altă și... La mine se întâmplă, așa spun, așa se mănați cu aura. Știi, cred că aura prin avion nu mai merge sau prin... Da, nu atingi picioarele pământ, pământ, da, 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 da. Bun, noi mai avem o rubrică și gata, știi, da, nicio problemă. Deci e blitz, se mm-hmm, numește, da? Blitz, adică pe scurt, da, ai răspuns. Ai fugit vreodată după ideea aș vrea să plac la toți? Nu. Nu te interesează, da? Da. Nu, pentru știi, că... știi ce am avut eu în vere? Știu. Tu știi, da? Da. Deci că vrei să fii drăguț, adică într-un fel să nu superi, așa tare. Eu am fugit după ideea că trebuie să fiu foarte îngrijită la ce fac, cum fac, pentru că întotdeauna am avut aici, în spatele meu, un stat, ideea că nu trebuie să-mi fac de râs familia. Pentru că mama mea și bunei mei prea mult au investit și rudele mele în mine, uh-huh, ca eu să fiu totuși un om decent și să reprezint acest neam cu demnitate. Dar eu știi ce am vrut să spun aici la capitolul ăsta? Aș vrea să plac la toți. Iată, la mine chestia asta este. Eu vreau să plac. Cumva să... Eu vreau să plac la toți. Eu nu pot... chiar și comentariile. Dacă, uite, 100... Sigur te doare, dar unul... 99 îți bune, dar unul e rău. Da, da, uite, da. Eu mă acces... Normal, te macină ăla și... cum, ei cum, și pe mine cum. Și nu mă pot învăța, băi, tu... Știi, nașul meu spunea, dacă la 51 de procent tu placi, asta tu deja ai succes, da, evident. Fiindcă la majoritatea. Corect. Și dar nu știu de unde vine treaba asta, știi? Vezi că în instituția în care eu lucrez, unde sunt foarte mulți actori, e atât de mult, eu de la dâns și atât am învățat, e atât de mult se axează pe procesul de creație,
Și foarte puțin îi interesează și crede lumea despre dânsă, știi? Poate undeva îi aud așa cu coada urechii, că ce a zis, dar pe dânsă asta nu e interfluier. E foarte important momentul creației, lucrul pe care îl faci, cât de implicat tu ești, cât de bun ești, nu da. Ești bun, te hărțuiesc colegic, băi, în momentul și altul trebuie făcut altfel, tu începi să te panichezi. Deci ei sunt foarte axați pe proces și mai puțin interesează replica de după, știi? Da. Din cauza asta, cred că asta... E mai puțin relevant. Deci, totuși, trebuia să fac actorii eu. Tu crezi că e târziu? Nu, niciodată nu e târziu să faci ce îți place, ce vrei. Și apoi, o să mai deschid încă o paranteză. Eu am primit câteva palme și am înțeles că nu poți să place tuturor. Și eu am înțeles și alt lucru, că e mai bine să crezi că eu nu plac la nimeni. Eu îmi plac mie și sunt ok așa cum sunt. Când mai descoperi că mai place cuiva, a, fantastic atunci. Bună idee. Știi? Adică nu, eu nu trăiesc ca să plac cuiva. Corect, da. Eu trăiesc ca să-mi plac mie. Dacă da. Eu sunt ok cu mine când mă uit în oglindă și când pun cap fermă. Adică mergi în pe invers. Da. Da. Și atunci e perfect. Și când colo și corect. Îmi place, tu ești așa de fericit. Și tu ești când băbuța asta mă pupă și îmi spune că, Doamne, parcă ești nepoata mea, așa de tare te iubesc. Eu așa vin acasă cu o inimă mare și fericită. Știu, eu știu senzația asta. Da. Ok. Care este frica ta cea mai mare? Of... Eu am mai multe. Ai frici. În primul rând, familia. Sigur că familia, da, responsabilitatea da. Pe care mi-am luat-o, s-o pot duce până la capăt să-i asigur tot ce le trebuie. Și aș vrea tare mult să cred că eu sunt o fiică bună, care pot să-mi ajut mama întotdeauna când are nevoie de asta, deși ea este cea care ne ajută întotdeauna și e alături de noi. Și frica de a rămâne fără voce, probabil, pentru că asta mă terifiază. Eu am avut situații în viață, că e ca bunoară și acum sunt răgușită, dar am avut situații când chiar odată, a fost la un moment dat, când 2-3 săptămâni n-am putut vorbi nici în șoaptă. A fost o problemă atât de mare încât eu am zis, cred că până aici a mers ustașul și ziceam, dă-mi, Doamne, voce înapoi ca să pot vorbi măcar, că după aia, las. Noi mai putea cânta, mă resemnez cu asta și punct. Dar, slavă Domnului, că Dumnezeu mă iubește și am mai cântat după aceea. Clar. Când ai fost dezamăgită de tine? Întotdeauna, în fiecare zi, câte un pic. Așa e? Da, acolo n-a făcut cum trebuie. Eu, de fapt, sunt un gen de om care mă mănânc destul de mult. Și când scrit cu numărul 1, dacă mă uit la mine dintr-o parte, la o apariție televizată sau un interviu, întotdeauna nu-mi place ce am zis, mi se pare că-s banală și că am atât de învățat și trebuie să lecturez mult și nu reușesc și nici eu de pe mine. Și zic, Doamne, deci n-am 70 de cloni, că una ar fi o mamă fantastică, alta ar face mâncare cel mai bună din lume pentru familia ei. Ce nu le-ai permite copiilor să fac? Lucruri oribile, să se drogheze, să bea alcool mai mult decât se poate. Adică vicii? Vicii, da. În rest, fiecare își alege. Ești permisivă? În măsura bunului simț și a educației pe care am primit-o și eu la rândul meu. Adică eu încerc totuși să le arăt calea bună. Dacă ei se încăpățânează să o aleagă pe aia rea, chiar dacă eu mă dau capul de pereți... Nu le permiți aici. Doamne ferește. Nu. Deci nu-ți plac copiii. La noi, nu. Nici copiii eu nu noștri... strântesc jos. Nu. Bine, strântesc. Există o perioadă, dacă știi, între 3-4 ani, când eu mă uitam la alți copii și ziceam, Doamne, numai copiii, oamenilor nebuni, liniștesc imediat. Fac așa. Că la mine n-o să fac niciodată. Și am ajuns. Când o făcut. O făcut? Da, o dată de două ori, trebuie de acasă. Și am luat-o pe Roxanda frumușel și am pus-o la unghie și am spus, calm. Că la început, țipam, nu a mers. Nu știu ce, nu a mers. Zic, băi, cum naiba să mai încerc? Și am luat-o liniștit și am pus-o la unghie și am zis, de fiecare dată, când ai să faci așa, ai să ajungi la unghie. Bine? Stai la unghie. Și ea după asta, nu înțeles că nu mai trebuie, nu funcționează. Pentru că asta doar e un instrument de manipulare, știi? Dar știi că mi-am că eu pe mine tot îl punem în ungher. Una, dar știi cum, la mine nu mai înțelegi care e dreaptă și care nu. Asta nu eu, asta eu, asta da, eu. Da. Și spune, frate, tu așa, tu acolo. Corect. Și eu dar ungher, Roxanda deja, una la alta. Roxanda deja așa de tare cum plăcea în ungherul acela că eu început să joace. Da. Și eu găsesc jucării și ea zicea, se poate eu la ungher? Și acum se juca și eu zic, Doamne, nici asta nu mai e. Ok. Ce ai fi gata să dai toți banii? Pe sănătate. A celor din jur și a mea și da, pe asta. Așa e. În rest. Nu. Terfi sunt multe, exact, mai ieftine, mai scumpe. Exact. De pe asta, nu. Acum exact tot asta aș spune. Da. Dar cu anii și mai mult, numai pe asta. Da. Nu degeaba, ne-am și la bătrâneți pe leacuri. Te cerți des pe tine, tu pe tine. Da. Da, bineînțeles. Nu poate în fiecare zi, dar odată la câteva zile, sigur. Și cum te numești pe tine? Da, cum îmi vine la cură? Eu știu cuvinte din astea. Da. Bunica mea, general, știi, era o femeie foarte așa, sufletistă, dar avea o chestie care
mie îmi place până acum, uneori vorbea necenzurat, știi, și când țătea exact în 10. Da. Și eu asta undeva așa în sine mea este, da, și când nu trebuie să pronunț, eu doar mă gândesc. Și asta mă ajută să mă mobilizez. Da, și dacă, să fac ce auzi, trebuie. Dar dacă ți-ar spune eu altcineva? Nu, nu, permite-mă așa ceva. Păi, asta e bunica și asta e arborele mie genealogic. Da. Și am eu cu arborele lui genealogic. Stați puțin, dar nu, un pic de demnitate trebuie să ai totuși. Știi cum? Dar lui, dar tu lui tot nu-i spui, nu numești nici cum sau... Nu, dar doamnă, nu, acolo cu genul nu merge așa ceva. Eu odată nu știu cum i-am zis, ce ești prost, nu știu cum, ceva de genul, știi? Și el așa, cum adică prost? Și eu am zis, wow, gata. Mai mult, deci eu... Așa e de sensibilele. Da, la noi nu se utilizează semenea. Știi că am filmat și ăla, că țață, tăcaia țață, da. Știi? Așa. Nu, 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 la noi e... Ba mai mult, el e cel care întotdeauna îmi zice, vezi că, fetele, cum vorbești, că copiii trebuie să audă o limbă frumoasă, vorbită, clară, cât mai elevată, nu fai verde da, lobă. Da. Bine, evident că ne ducem la țară, acolo schimbă mediul și ele vin și cu regionalisme, dar totuși le ajustăm. Frumos e pe regionalisme. Da, da. Da. Să nu noi altfel. Bine, copilul trebuie să știe de toate, dar e important să știe ce nu se poate să pronunțe. Scuzați. Da. Cum ceva de pahar. Da, vreau. Aluna? Da. Atât. Da, nu chiar. Uh-huh. Deci, noi tot ne gândeam și să mai punem nou sezonul ăsta și ne-am gândit, hai să mai punem o rubrică, provocare, este, vedește? Uh-huh. Dar ce înseamnă provocare? Iată, uite, în cutiuța asta sunt trei bilețele. Ok. Una din ele este cadou, adică tu primești cadou fără niciun fel de provocare. Da. În rest, dacă scoți alt bilețel, atunci trebuie să... provocarea să o faci, s-o faci da. Și după aia primești cadou. Nici o problemă. Eu chiar mi-ar plăcea să fii provocare. A, da? Da. Nu, hai să vedem. Eu nu am ce ascunde. Ți-am zis la început de misiune. Scrie soțului mesaj. Tu știi că eu te ador pe tine. Să vedem ce îți va răspunde. Vai, dar cu mare drag, cea mai frumoasă provocare. Deci mesajul. Hai încă o dată. Tu trebuie acum scrii un mesaj lui Ghenuță. Da. Tu știi că eu te ador pe tine, să vezi și răspunde. Da, dar să mireți, să vezi. Important el să vadă mesajul ăsta, că el să nu fie foarte prins în alte activități. Eu dau așa un prrr, că el să vadă că eu i-am scris și poate cumva, poate mi-a răspunde totuși ceva. Făcea un mrrr. Da, da, da. O psică mat. Oh, da. Așa. Și e că așa. Da. Așa. Tu aștept. Nu-s eu. Genul. Încă una. Uf, Doamne, dar cum ai căzut așa? Da, da, da. Uite, Aleonușca, da. Ăsta e cadou de la partenerul nostru. Oricum avea să-l dau. Mulțumesc, provocare sau fără, dar provocarea a fost atât de frumoasă și dacă toți suntem noi în luna dragostei, uite, dragobietele, adică da. Numai bine. Mulțumesc, acest set romantic la partenerul nostru, a priori, wine. Mulțumesc de suflet. Uite, mă sună. Te spune pe speaker. Alo? Da, pușurile. Ți-am trimis un mesaj, l-ai văzut? Acum l-am văzut, eu sunt la dictația că cu domnul Cozub și cu domnul Strișcov. Da, dar ce ai de spus la mesajul meu? Asta mă interesa. Nu, cum să spun. Am multe de spus, dar sunt la dictație. Și nu poți? Nu-mi permit circunstanțele. Da, dar poți să-mi scrii dacă vrei. E cam așa am primit de aici. Bine, bine, bine. Hai, poftă mare vouă, dar salutări băieților. Hai, te pup, pa, pa. Se rușinează fața omul băieță, mănâncă. Da, au zis că aș putea multe, dar nu pot acum așa. Te spune pe scurze. Și eu. Da. Ca de obicei. Mulțumesc tare mult pentru cadou, pentru da. Discuția în care m-am simțit super mega și ca eu. Acasă. Foarte mult mi-a plăcut. Și ca un mesaj și pentru noi și pentru cei care ne privesc, ca un gând, așa, modest, ar fi foarte bine să investim cât mai mult în cultură, pentru că dacă vom investi în cultură, acum, vom investi mult mai puțin, mai târziu, în închisori. Este o frază care mi-a plăcut tare mult, pe care am auzit-o și cred că cultura este forma cea mai scurtă și mai stabilă către fericirea unei societăți. Exact. Și speranța. Și bunăstare. Corect. Așa că haideți să investim în cultură, că nu este un moft, este o necesitate și un popor care are cultură procedează altfel, gândește altfel, da. Simte altfel, empatizează altfel. Da, mai puțin fură. Da, exact. Un om care are cultură, mai puțin fură. Corect.
Asta pe bune. Și uite, vezi, chiar fără ca să-mi dau seama, a făcut rima asta, așa și este. Noi vă mulțumim că ne-ați privit. Deci invitata mea a fost Aliona Triboi. Vă dau întâlnire sâmbătă viitoare la o nouă ediție Uși Deschise. Eu sper la fel cu un invitat foarte și foarte bun. Like-uri, subscribe, clopoței, comentarii, dar eu știu că comentarii vor fi doar de bine, altfel nu se poate. Și am observat un lucru. În dependență de invitatul meu sunt și comentariile și am făcut și o, cum să zic, o paralelă. În dependență pe cine invit, așa sunt comentariile. Deci așa de fapt oameni se regăsesc sau sunt fani acei persoane. Deci asta tot este un indice. Să știi. Eu pe urmă am spus. Ok. Până la noi întâlniri! Pa, pa!